Doamne, du acasă cât mai curând să fim împreună cu toți în părtășie cu Domnul. Iubiții mei, acum la încheiere, în ultimele minute, știind că va fi acest poem mai complex și frumos care aveam să-l ascultăm, am decis să răspund la o întrebare care mi s-a pus cu câtva timp în urmă. Doi frați discutau pe linia unui pasaj și m-au întrebat cum ar trebui să fie interpretat. Și m-am decis mai degrabă să-l răspundem public ca să învățăm cu toți ceva din Sfânta Scriptură. Vă citesc din 1 Ioan, capitolul 5, de la 14 la 17. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i, -i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat pe care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Amin. Se pune o întrebare. Care este păcatul care duce la moarte? Care ar fi păcate care nu duc la moarte? Am putea spune implicit că duc la viață? Sunt păcate care duc la viață? Când vorbim despre contextul epistolei către Ioan, va trebui să înțelegem câteva lucruri. Și nu va fi o predică, ci doar o scurtă explicație. Dar câteva detalii tehnice sunt necesare ca să putem înțelege acest răspuns. Epistola lui Ioan este scrisă către o grup de biserici, nu este către o biserică anume precum celelalte, către biserica din Efes, din Colose. Vorbim aici despre biserici care sunt în Asia Minoră. Sunt tot prin anul 90, când este scrisă această epistolă, concomitent când este scrisă și cartea Apocalipsa. Cele șapte biserici din Asia Minoră, sigur, și celelalte care erau în zona aceea, sunt vizate de această așa numită circulară, adică scrisoare care avea să facă în acelor biserici. Era trimisă ca să aducă un argument de susținere pentru încrederea totală în credința în Domnul Isus Hristos. Scopul Apostolului Ioan în această scriere este să ne facă să înțelegem, că avem garanția mântuirii prin Isus Hristos Domnul și El este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El avem viața, și în al doilea rând, această credință întotdeauna va face o schimbare în noi care ne va uni ca și comunitate. Și aici apare ideea lui Ioan de dragoste, dragoste pentru frați. M-am bucurat de mesajul fratelui Gelu pentru că, fără să discutăm, așa s-au legat cele două. Încheia Dumnealui spunând că trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să avem grijă de răniții de război. Și Apostolul Ioan, exact aceasta vrea să-i invoce în aceste ultime versete de încheiere. În contextul vremii în care Ioan scrie, era un curent care mai târziu a fost combătut ca o erezie, anume curentul gnosticismului. Gnosticii aveau o expresie spunând astfel. Tot ceea ce este Duh este bun. Tot ceea ce este materie, implicit, este rău. Prin urmare, chiar trupul omului este rău. Și atunci, Existau două curente care se născuseră în timpul acela cu privire la această înțelegere. În primul rând, ascetismul. Dacă vrem să ajungem la mântuire, nu se ajunge prin Hristos, se ajunge prin gnosis, prin cunoștință. Și cunoștința aceasta mă duce pe mine la un ascetism. Îmi voi supune trupul la fel de fel de înfrânări dacă veți zdrobirea trupului meu, dovedind că trupul este egal cu zero, nu-i bun de nimica. Și atunci ating cunoștința. A doua extremă în același curent era hedonismul. Adică oricum trupul ăsta e rău și nu contează, prin urmare voi îndeplini toate plăcerile care mi le pot permite și am să mă bucur de ele împlinind toate poftele trupului, dovedind prin asta că oricum absolut nimic din ce fac în trup nu contează. Aceste mentalități s oamenii din timpul în care Ioan scria către aceste biserici. Pe lângă acestea, se postulase o idee vis-a-vis -vis de persoana Domnului Hristos. Și sigur, tot ancorat în acest gnosticism, s-au postulat și aceste perspective. Prima se numea docetism, în care se spunea: Iisus Hristos a fost 100% Duh și doar a apărut ca și o iluzie manifestându-se între oameni. El n-a fost în trup, n-a trăit în trup, pentru că Dumnezeu nu se poate asocia cu trupul murdar și prin urmare Iisus n-a venit în trup. Al doilea curent era numit cerințianism care spunea că divinitatea lui Hristos n-a fost în el de la început. Iisus, de fapt, a fost un om ca oricare altul, nu era nimic special în el. În momentul când s-a botezat în apă, a venit Hristosul în Isus și s-a unit natura divină cu el. Puțin înainte de moartea sa, Hristosul l-a părăsit pe Iisus și, prin urmare, a rămas doar trupul unui om care a murit pe cruce. Aceste mentalități au dus la niște erezii profunde care loviau în biserica primară. Apostolul Ioan postulează în această scriere câteva argumente, dar într-un mod foarte interesant. De bună oară, ni se spune, de către doctorul Walter Morbey, modelul de gândire al lui Ioan nu implică logică secvențială în maniera unui argument convențional. Ați văzut la Pavel că ne scrie o epistolă și ia niște tematici care secvențial merge prin ele. Logic le putem parcurge și când luăm câteva versete, au sens pentru că sunt într-un context mai larg către care am mers. Apostolul Ioan nu scrie în felul acesta, scrie într-un mod extrem de atipic, ci echivalentul literal al variațiilor muzicale pe o temă, așa scrie Ioan. Precum avem o temă melodică, mai multe variații, dar toate au de-a face cu aceeași melodică, O învârtire constantă în jurul problemei de bază, venind la aceea la, la dintr-o varietate de unghiuri, dezvoltând acum acest aspect, iar acum acel aspect, echilibrând o afirmație cu alta pentru a clarifica ceea ce este și ce nu este implicat. Revenind la un punct deja pus, astfel încât să poată fi văzut din nou în lumina celor spuse ulterior. Adică, Ioan are o teză care vrea să o dezvolte prezintă câteva argumente, merge în alte argumente, se întoarce înapoi la celelalte argumente, vine iar înapoi la alte argumente și toate astea împreună se învârt în jurul aceluiași argument și aceiași teză. Teza lui Ioan este că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Isus Hristos este Dumnezeu și crezând în El avem viața. Găsim scris în 1 Ioan 5:12 cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața, e simplu. Vrei mântuire, afară de Hristos nu este mântuire. Mai mult, Ceea ce înseamnă părtășia cu Hristos, înseamnă o schimbare a naturii noastre și a dinamicii dintre noi. Probabil cel mai conclusiv apare ideea lui Ioan, în 1 Ioan 3, 23. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, asta este mântuirea, și acum conduita, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El? De fapt, asta este întreaga teză a epistolei întâi către, de, de către Ioan. E, dragii mei, acum apare problema de față. Ce vrea să spun apostolul Ioan prin expresia păcate care nu duc la moarte și păcate care duc la moarte? Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva, după voia Lui, ne ascultă. Garanția mântuirii mele este că prin Hristos am intrare liberă la Tatăl și am această încredere prin baza faptului că, practic, văd pe Dumnezeu în viața mea. Orice aș cere, Dumnezeu mă ascultă. Dar, sigur, orice aș cere. După voia Lui, pentru că cine este în Hristos este ancorat în Dumnezeu, rămâne în Dumnezeu. Prin urmare, știm că da, și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. De fapt, expresia grecească e mult mai interesantă: știm că dacă ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe cererile pe care le-am cerut. Adică, problemele care le pun în mâna lui, eu am garanția că sunt ale mele. Stăpân înseamnă că le dețin deja. De ce? Pentru că sunt ancorat în Dumnezeu. Există o legătură strânsă între mine și Dumnezeu, nu prin mine, ci prin Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și care este viața. E sigur, aceast, acest argument derivă mai devreme din expresia din versetul 8, anume: Trei sunt care mărturisesc pe pământ Duhul. Apa și sângele, și aceștia trei una sunt în mărturisirea lor. Aici apare lucrarea mântuitoare. Duhul revelează, apa a reprezentat momentul intrării Domnului Iisus în botez, care creează pentru noi tiparul vieții noi și sângele este jerfa lui Hristos. Sângele era combătut, gnosticii nu puteau accepta că Iisus a murit, pentru că un trup nu poate fi dat lui Dumnezeu, că trupul este rău. Și plus, trupul ăsta nu contează. Pe când noi înțelegem că mântuirea noastră include chiar și mântuirea trupului nostru. Și acum apare problema. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. De fapt, sintagma ar fi astfel. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind păcat și nu duce la moarte, să se roage. Cum adică păcătuiești păcat și nu duce la moarte. Aici expresia este, dragii mei, că noi, natura noastră mântuită, încă suntem în trup. De aceea, teza lui Ioan încă de la început începe, în Ioan, capitolul, în, în Ioan, capitolul 1, cu versetul 8, ne spune astfel, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Totuși, găsim niște expresii care pe noi parcă ne pun un picuț în confuzie. De bună oară, în versetul 18 din capitolul 5, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și acum, nu păcătuim sau păcătuim? Ioan spune că în natura noastră schimbată nu mai există o relație cu păcatul. Noi nu mai dorim păcatul, noi nu mai practicăm păcatul. Dar se poate întâmpla ca în natura noastră veche să se înregistreze anumite greșeli care inevitabil vor ținti în ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă am păcătuit noi, cei mântuiți, ne mărturisim și Dumnezeu ne iartă prin Domnul Isus Hristos. Săvârșind păcate sau păcătuind păcate, există un tipar de greșeli care se pot întâmpla în viața unei persoane. Care sunt păcatele acelea sau ce fel de păcate? Sunt o varietate. Nu implicăm aici o listă numai decât, precum Biserica Catolică. Sunt păcatele mortale și păcatele veniale, adică păcate de moarte, curvie, blasfemie, crimă și păcatele celelalte, ură sau am fi vorba despre invidie. Asta nu sunt păcate de moarte orice păcat duce la moarte. Dar aici Biblia spune că sunt păcate care nu duc la moarte. Adică sunt situații care se pot înregistra în viața noastră, căderi la care noi dacă ne pocăim și ne întoarcem la Domnul, putem căpăta iertarea și reabilitarea. Asta este învățătura apostolului Ioan. Pe când merge mai departe, îi va da Dumnezeu viața pentru că cineva se roagă pentru el, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Acum, este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Aici nu mai este expresia păcatele care se practică, ci e un păcat anume, un lucru anume. Apoi ne spune, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Găsim tot în 3 cu versetul 3, oricine ar de aceasta se curăță în el, după cum el este curat. Oricine face păcat face și fără de lege. Și fără de lege este păcat. Acum, păcat, nelegiuire, fără de lege, toate reprezintă o încălcare a voii lui Dumnezeu exprimată prin ceea ce înseamnă legea Domnului, prin natura lui Dumnezeu exemplificată pentru noi. Întrebarea se pune, care este acel unul păcat care, săvârșindu-l, duci la moarte, și se pare că nu mai există reabilitare. Pentru că aici apare întrebări în viața noastră. Dacă cineva a curvit, mai poate fi reabilitat? Unii spun, a ajuns în har, acolo sus, a căzut, este irecuperabil, direct la moarte. Evrei capitolul 6. Alții spun că dacă s-a lepădat, nu mai este mântuire. Măcar că Petru s-a lepădat și Dumnezeu l-a iertat. Fel de, fel de alte expresii apar aici vis a -vis de ceea ce înseamnă. Păcate care oamenii le pot practica. Ce vrea să insinuieze Apostolul Ioan prin păcatul care duce la moarte, există această problemă a mentalității vremii aceleia. Care combătea natura Domnului Isus și apoi comunitatea creștină. Căsiți împreună cu mine scris, în 1 Ioan 3 cu 19, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Această mentalitate a părăsirii grupului, detașării grupului, deoarece nu se mai împărtășea ceea ce înseamnă Hristos, Iisus, este Domnul. Și pentru că se combătea persoana Domnului Iisus, esența mântuirii, se ajungea la o lepădare de singura cale care putea merge la mântuire. În sensul acesta, observăm în Vechiul Testament, zicea despre Iu, prietenul Iov, Dumnezeu. M-ați mâniat. Când Iov se va ruga pentru voi, eu am să vă iert. Și doar în vederea rugăciunii lui am să vă iert. Există păcate care le practicăm, situații în care cădem și ne bucurăm de faptul că alții ne susțin în rugăciune, sunt lângă noi și ne ajută să ne ridicăm. În aceste situații, Biserica este chemată să mijlocească. Dacă cineva cade în orice fel de păcat, într-o cădere, într-o ispită și cel rău îl prinde, oricare ar fi el, noi care suntem în picioare, nevață Biblia, să ridicăm pe cel căzut și să luăm bine seama că nu cumva să cădem și noi. Asta înseamnă o responsabilitate comunitară, spunea fratele Gelu. Pavel zicea, cine e și eu să nu ard? Pe mine mă doare eșecul fiecărui membru din biserică. Și atunci, ca și biserică, ne rugăm unii pentru alții să rămânem în picioare. Dar există o tipologie, dacă vreți, de cădere de păcat după Sfânta Scriptură, care duce înspre o stare, am zice noi, irecuperabilă. Aici am invoca Matei capitolul 12, aici am invoca Evrei capitolul 6, adică acel moment în care omul reneagă singura cale de mântuire, care este Domnul Isus Hristos. Ne spune în Ieremia, în capitolul 7, în 11 și în 14, zicea Dumnezeu Iremia, nu te mai ruga pentru ei, nu iert, pentru că m-au lepădat pe mine și s-au alipit de idoli. Nu degeaba, spunea Ioan în ultimul verset, copilașilor, păziți-vă de idoli. Există această problemă a înlocuirii lui Hristos cu o altă formă. Și aici găsim un ultim exemplu, Apocalipsa, capitolul 2, anume cu versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, către aceste biserici, scrie Ioan, în sa epistolă. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile șerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc în pat bolnavă și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor mai avem în Cartea Apocalipsa, faptele nicolaiților. Aici, dragii mei, vorbim despre o renegare a entității Domnului Hristos, a identității sale și o formare a unui Dumnezeu după chipul și înțelegerea noastră. O renegare a singurei căi de mântuire și, prin urmare, această mentalitate infectează pe alții. Ioan spune, dacă cineva ajunge în așa stare, încât pur și simplu reneagă pe Hristos, care măcar că l-a știut că e dintre noi, măcar că a avut parte de harul acesta, îl reneagă pe Hristos singura cale a mântuirii. Aici nu vorbim despre persecuție, vorbim despre o renegare din cauza unei infecții la nivel de gândire. Pentru o astfel de persoană, spune Ioan, eu nu zic să se roage. Aici rămâne strict judecata lui Dumnezeu dacă aceea persoană s-ar pocăi, o poate ierta Dumnezeu? Sigur, noi înțelegem că oricine se pocăiește poate căpăta îndurare. Dar aici apare o modalitate de cădere în care nu mai rămâne nici un agent de mântuire pentru acest om. Hristos este cal, a fost renegat. Duhul Sfânt care conștientizează omul duce tot spre Hristos, dar Hristos nu există pentru oamenii aceștia. El nu are putere mântuitoare. Când ajungi în așa stare, nu mai există cale de mântuire pentru că a închis singura ușă care poate duce la mântuire. Cât privește orice alt fel de păcat, orice cădere, orice greșeală care se poate înregistra, suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să ne reabiliteze, să ne dea mântuirea și să ne țină în picioare. Aici este Harul lui Dumnezeu, dragii mei, avem garanția mântuirii prin Domnul Isus Hristos. De aceea spunem, nu este păcat prea mare în lumea aceasta care nu poate fi iertat. Am auzit un lucru care m-a zdrobit, m-a durut profund. Zicea cineva, într-un moment de consiliere, fiind consiliat de cineva, s-a mărturisit și consilierul, păstorul care l-a ascultat, a spus, pentru fapta asta nu mai este iertare, tu mergi în iad. Persoana aceea a vrut să meargă să se sinucidă. Alt consilier a intrat pe fir și a reușit să salveze acel suflet. Dragii mei, nu există păcat care să nu poată fi spălat în jertfa Domnului Isus Hristos. Nu există cădere care să nu poată fi reabilitată în puterea Domnului Isus Hristos. Un singur lucru nu poate fi iertat, anume renegarea singurei surse a mântuirii. Domnul Hristos, când l-ai renegat pe El, nu mai rămâne nicio altă cale, că nu este dat oamenilor altă cale, alt nume, prin care să fie mântuiți. Al minteri, Matei 12 hula împotriva Duhului Sfânt, asta este. Renegarea voită a Lui Hristos, cu toate că ai toate dovezile că asta e calea mântuirii și ca să nu accepti că e Dumnezeu care te cheamă la pocăință, mai bine spui că e diavolul decât să zici că e Dumnezeu. Mi-o vorbit prin prorocie, m-o vindecat, m ridicat, toate astea îmi spun că Dumnezeu mă cheamă să mă pocăiesc. Și eu nu vreau. Și ca nu cumva să ajungă acolo, mai bine spun că nu e Dumnezeu, e diavolul. Și atunci am închis singura cale a mântuirii pentru mine. De aceea, pentru acest păcat, această împotrivire, împietrirea inimii, nu este scăpare, pentru că nu mai este altă cale. Dacă ar scăpa din împietrirea aceea, sigur poate fi mântuit. Aici este problema. O împietrire voită îți închide ușa către mântuire. Câtă vreme în mintea ta mai bate întrebarea, mă mai poate ierta Dumnezeu? Să știi că Dumnezeu încă mai lucrează în ființa ta că Duhul Sfânt este agentul care conștientizează de păcat. Un om care a ajuns într-o astfel de împietrire profundă, omul acela nici măcar nu-și mai pune întrebarea dacă Dumnezeu sau nu Dumnezeu. El trăiește viața în calea lui. Pentru el Dumnezeu este complet irelevant. De aceea spune Ioan, pentru un astfel de om nu ne rugăm pentru că voit a renegat singura sursă a mântuirii. Eu n-am ce face, adică nu sunt eu mai bun ca Dumnezeu, Rămâne Dumnezeu care va stabili și va judeca. Dar pentru oricine este căzut într-o stare de luptă, Dumnezeu are har, are milă. Și Biserica este chemată să mijlocească ca Dumnezeu să reabiliteze și să dea biruință. Doamne, ajută la aceasta.